Sărbătoare. M-a colindat Dumnezeu și nu eram acasă. Am căutat înfrigurat în calendare și nu era sărbătoare. M-am tot frământat ce colindă a spus Dumnezeu, Duhul Sfânt și Domnul Iisus. Poate nu aș fi aflat niciodată dacă n-aș fi căutat dincolo de poartă, adică dincolo de inima mea ferecată. Îmi lăsase Dumnezeu o scrisoare în care spunea așa: sărbătorile sunt acelea în care eu vin la tine, iar tu veghezi și mă aștepți, cu poarta inimii descuiată, căci știi că trebuie să vin cu pâine și cu vin. Am plâns peste cuvintele scrise și îți promit, Doamne, nu mai pot pleca de acasă niciodată, pentru că știu că iar vei veni să bați la poarta casei mele într-o zi. Până atunci citesc și mă hrănesc cu scrisoarea ta de dragoste și am învățat colindul să iubesc.